se antrenează la Grizzly Gym Iași, alături de Mircea Ciocan și Haman Ionuț. Își face debutul la pro, în colțul albastru, Marius Leacu! Adversarul său este centură neagră în jiu-jitsu brazilian. Se antrenează la Agon București și Six Blades Jiu-Jitsu alături de George Stanciu, Ștefan Duminică și Marius Măzăreanu. Astăzi reprezintă colțul roșu Marius Spahn! Am văzut în prima luptă a serii ce a reușit să facă un luptător de la Yamato Zaharia. Da, și Marius Spahn nu este doar o centură neagră, el este un competitor centură neagră, e o mare diferență. E o mare diferență. Și un competitor bun. Foarte bun, aș zice. Arbitru. Să vedem cât de bun va fi în fața lui Leacu. Ia sport aici, MMA. Să aducă hotărât, se duce la sol, duce la sol, da, își face treaba. Meseria rămâne meserie. Hai să-l vedem acum pe Spahn ce reușește de acolo. Până acum s-a apărat bine Leacu, dar nu pare să aibă o idee clară a ceea ce urmează. Încearcă să depășească garda adversarului. Se ridică Leacu. O, prinde bine Leacu acolo. Face o defensivă bună, foarte bună defensivă la garda. Spahn are experiență. Spahn nu e... O, foarte bun, foarte bun. Ajunge deasupra Leacu. Incredibil. Incredibil. Incredibil, foarte puternic, foarte puternic sportivul din Iași, foarte puternic. Spahn intră acolo într-un single X, hai să vedem ce va reuși, atacă un heel hook, atacă un heel hook, foarte bine prinde Spahn. Încearcă să contraatace acolo Leacu, foarte bun acest început de meci, incredibil, foarte, foarte bun. Acum Spahn controlează poziția bine acolo, reușește o inversare, marca jiu-jitsu. Se vede experiența lui la sol. Controlează bine poziția, deși nici Leacu nu stă rău, știe să se ridice la gard. Hai să vedem ce se va întâmpla aici. Mult peste așteptări acest început de meci. Da, se ridică din nou Leacu și lovește cu croșeul de dreapta. Aruncă aceste ciocane în aer, însă din păcate pentru el. Iarăși reușește Spahn să ducă lupta la sol. Se pare că game-ul lui Spahn este de jiu-jitsu pur, 100%, ia spatele. Oferă spatele, nu știu dacă e... Reușește acolo. Salta, să fie o greșeală pe asta. Încerce probabil un salt cu Spahn, dar incredibil, foarte bine intră Spahn acolo la ștrangulare. E greu, nu așa. Nu așa. Foarte bine este Spahn în spate. Acest RNC. Dar rezistă totuși, Leacu rezistă, nu pare să stea prea bine, dar rezistă. Da. Final de luptă, câștigă prin finalizare. Dar urât gestul lui Spahn, nu știu ce s-a întâmplat aici. Foarte urât gestul lui Spahn, dar probabil că au fost niște clinciuri între ei. Da, s-a bucurat în fața antrenorilor lui Leacu. Dar nu știu ce au avut de împărțit, dar au avut ceva de împărțit. Și... Leacu a sărit pentru o nouă rundă de bătaie, deși tot a fost finalizat. A fost oprit de oamenii de la ordine. Spahn a făcut ce știe el mai bine. Doamnelor și domnilor, învingător în prima rundă prin RNC, Marius Spahn! Pentru Spahn prin RNC, specialitatea acasă, așa a câștigat exact. Și fața lui Predoiu. Tot este supărat acolo Leacu, totuși aruncă. Da, dacă ar vrea o revanșă cu Spahn, ar trebui să mai învețe mult la sol. Sunt foarte mult câștigătorul partidei, Marius Spahn. Marius, un mesaj pentru fanii tăi. Bună seara, mulțumesc pentru susținere. Îmi cer scuze pentru atitudinea de la final. Doar că pe social media, cât și înainte de conferințe și toate cele, acestea s-au purtat destul de urât cu mine și pentru asta le-am demonstrat că jiu-jitsu în cușcă funcționează și că dau rezultate. Îmi cer scuze încă o dată dacă atitudinea a arătat că este un gest urât, doar că
foarte multă presiune s-a pus pe mine prin atitudinea de a-mi da șaorma, de a arunca un kimonou cu fața mea. Astea m-au făcut să arăt gestul respectiv. Mulțumesc pentru susținere și ne mai vedem la următoarea gală. Os! Doamnelor și domnilor, mai normal spate. Da. Anormal e jiu-jitsu, de asta spac așa de supărat. Da. Spac un jiu-jitsu adevărat, nu reușește să digere show-ul de MMA. Da, este bine și a cerut scuze pentru ieșirea pe care a avut-o. Leahu i-a spus că ne vom vedea la o shawarma după meci, o să-ți dau o shawarma după ce te bat. Poate își fac mănâncă shawarma, nu știu. Da. Păi, nu prea arată așa a băiat care mănâncă shawarma, da. Și domnilor, nu uitați de Fight Chrono, provocarea serii oferită de Stan Bet, partenerul principal al... Am văzut momentul în care Leacu foarte bun RTC-ul, își fac, avea un body triangle acolo. Premii totale de 10.000 de lei. Chiar și dacă știi foarte mult la sol, era greu de ieșit de acolo.